Un accident de circulație cu trei mașini implicate a avut loc la Timișoara. O șoferiță de 22 de ani nu a acordat prioritate și a lovit o altă mașină care circula regulamentar. În urma impactului, mașina care circula regulamentar a fost proiectată într-un alt autoturism. O tânără în vârstă de 22 de ani care a condus un autoturism pe bulevardul Gheorghe Lazar din Timișoara, dinspre cetății spre Gheorghe Dima, iar la intersecția cu calea circumvalațiunii, a virat la stânga și nu a acordat prioritate de trecere unei alte mașini care circula regulamentar, condusă de un bărbat în vârstă de 51 de ani pe banda a doua de mers a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, mașina bărbatului de 51 de ani a fost proiectată într-un alt autoturism care se afla pe banda 1, condus de un alt bărbat în vârstă de 36 de ani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă accidentul s-a soldat cu pagube materiale.